Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la știri. Sunt Ioan Silviu Rohnean. Pentru început să vedem care sunt principalele titluri ale zilei. Mascații au descins în această dimineață la mai multe persoane fizice și juridice din 8 județe, printre care și Maramureșul. Cei la care s-au făcut percheziții sunt suspectați de evaziune fiscală. Au fost puse în aplicare 25 de mandate de aducere. Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la subsolul unei locuințe de pe strada Gheorghe Doja din Sighetul Marmației. La fața locului s-au deplasat două echipaje ale pompierilor și unul SMURD. Au trecut un an și 9 luni de când cei care locuiesc în blocul 18 din cartierul Independenței din Sighet nu au un strop de apă la robinete. Sunt zeci de familii care zi de zi trebuie să găsească o soluție pentru a spăla hainele, a face baie sau a merge la toaletă. În Maramureș au fost autorizate pentru funcționarea temporară două puncte de sacrificare a mieilor. Acestea vor funcționa în Baia Mare și Sighetul Marmației în săptămâna premergătoare Paștelui Ortodox. Mascații au descins în această dimineață la mai multe persoane fizice și juridice din 8 județe, printre care și Maramureșul. Cei la care s-au făcut percheziții sunt suspectați de evaziune fiscală. Au fost puse în aplicare 25 de mandate de aducere. Perchezițiile au fost efectuate de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și s-au desfășurat în județele Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureș și Mehedinți. În comunicatul de presă emis de către IGPR se arată că din cercetări a rezultat faptul că în perioada 2012-2014 administratorii a patru societăți comerciale din județele Ilfov și Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv prin declararea unor operațiuni comerciale inexistente, susținute doar scriptic prin facturi care atestă vânzarea-cumpărarea de concentrat cu prifer în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile. Valoarea relațiilor comerciale fictive declarate fiscal se ridică la 3,5 milioane de euro. Pentru a crea aparența de legalitate a operațiunilor comerciale, plata s-ar fi făcut prin transfer bancar în conturile societăților emitente, însă banii ar fi fost retrași și remiși ulterior reprezentanților societăților beneficiare în schimbul unor comisioane. Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor către bugetul de stat, stabilit până în prezent, este de aproximativ 1,1 milioane de euro, se mai precizează în comunicatul IGPR. Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică și s-a beneficiat și de sprijinul specialiștilor Direcției Operațiuni Speciale a IGPR și al celor din cadrul Agenției Naționale Antifraudă Fiscală. La activități au participat și polițiști din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalității economice. Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la subsolul unei locuințe de pe strada Gheorghe Doja din Sighetul Marmației. La fața locului s-au deplasat două echipaje ale pompierilor și unul SMURD. Pompierii au reușit să stingă flăcările înainte să se extindă și la restul locuinței. În urma incendiului, mai multe bunuri care erau depozitate la subsolul casei au fost distruse. În această dimineață, în jurul orei 6:15, pompierii detașamentului Sighetul Marmației s-au deplasat pe strada Gheorghe Doja din municipiu, unde a fost semnalat un incendiu într-o gospodărie. Pompierii au localizat și lichidat incendiul care se manifesta în subsolul gospodăriei. În urma incendiului au ars 10 kg de material textil și circa 20 de kg de piele de oaie. La intervenție au participat două auto speciale pentru lucru cu apă și spumă și o auto specială de primă intervenție SMURD. În urma incendiului, mai multe bunuri care erau depozitate la subsolul casei au fost distruse. A trecut un an și 9 luni de când cei care locuiesc în blocul 18 din cartierul Independenței din Sighet nu au un strop de apă la robinete. Sunt zeci de familii care zi de zi trebuie să găsească o soluție pentru a-și spăla hainele, a face baie sau a merge la toaletă. Unii s-au obișnuit deja așa, în timp ce alții încă mai așteaptă ca cineva să aibă milă de ei și să-i scutească de datoriile de 10.000 de lei pe care le-au acumulat de-a lungul timpului și care i-au adus la sapă de lemn.
Blocul 18 din Independență este unul cu 10 etaje. 5 dintre acestea au rămas fără apă încă din anul 2014, deoarece au acumulat datorii uriașe, iar mare parte dintre locatari au încetat să-și mai achite facturile. Anul trecut, Vital a venit cu o soluție pentru ei, respectiv construcția de instalații individuale, însă locuitorii de aici nu s-au arătat foarte interesați, așa că au rămas tot fără apă. Acum că se apropie vara, aceștia se gândesc cu groază la ce va urma. Nu au nici unde să spele o haină sau unde să facă o baie. Se descurcă după cum pot pe la rude, cunoștință sau baia publică. Cât nu au apă, săracii. De unde aduc? Aduc de undeva? Împrumută de la unul, de la altul și nu, lumea trebuie să plătească apa. Și vin facturi în continuare? Da, sigur că vin. Nu, le vine și trebuie să margă să-și ceară apă de la vecini. Da, știu că erau ceva datorii, nu știu, au fost achitate. Au avut ceva datorii, nu știu ce datorii, debitul ăla a fost prea mare și din cauza aia. Sunt câțiva vecini de la unele etaje care au apă. De la etajul 5 încolo, sus, nu mai are apă. Fata stă la etajul 6, nu are apă deloc. Are două... Se descurcă? Greu, că vine la mine și no, consumul de la mine. No, nu este nici de băut, nu este deloc. Nu au săraci, nu au, nici la WC-ul, care e mai principal la WC-ul. Să nu aibă apă la WC-ul și la spălat o rufă sau să se facă baie și în general de făcut mâncare. Oamenii speră ca totuși cineva să le aducă, măcar pe timpul verii, o cisternă cu apă din când în când pentru a se aproviziona. E un an de zile deja de când săracii chinuiesc așa și să umblă la ușile oamenilor și pe stradă, pe unde ce pot. De pe la izvor să aduc cu bidoanele și acolo curge îi trebuie 3 ore până umple o bidonaj de ăla de 5 litri. Pe lângă problema cu apa potabilă, în blocul 18 din Independenței, casa liftului este plină de deșeuri, iar în urmă cu mai bine de un an, printre mormanele de gunoi a fost descoperit cadavrul unui bărbat. Nemulțumirile legate de modul în care este administrat orașul le-au fost semnalate reprezentanților PNL Baia Mare la întâlnirile pe care aceștia le-au avut în cartiere. Pe lângă problemele specifice fiecărei zone, cetățenii le-au solicitat liderilor liberali să obțină date și să le prezinte o situație clară a datoriilor pe care le are municipiul Baia Mare în acest moment. Președintele PNL Baia Mare, avocatul Cristian Niculescu Țigârlaș, a asigurat pe Băimăreni că le va furniza toate aceste informații imediat ce va avea un răspuns oficial din partea administrației publice locale. S-au depus cereri pe legea 544, respectiv am solicitat contractul de administrare al infrastructurii din municipiul Baia Mare cu firma care a câștigat, firma din Cluj, ARL, presupun, care face parte din grupul Strabag. De asemenea, am solicitat destinația sumelor încasate din rambursările pentru proiecte europene, pentru că aici este o situație atipică pentru Baia Mare. A fost utilizat un credit pentru plata acestor sume, urmând ca resursele să vină înapoi și creditul să se închidă, practic. Vom vedea dacă circuitul acesta a fost respectat sau au fost schimbate destinația sumelor din credit. Potrivit liderului liberal, este important ca băimărenii să știe și care este situația reală a lucrărilor recepționate și neplătite de către primărie. Pentru a vedea exact gradul de îndatorare a municipiului și a vedea exact situația financiară, trebuie să vedem și această situație, lucrările care au fost recepționate, dar nu au fost achitate și după care voi cere și lucrările care nu au fost recepționate și motivele pentru care nu au fost recepționate, pentru că s-ar putea la un moment dat să se refuze semnarea procesului verbal de recepție de către diriginții de șantier, tocmai pentru a nu fi plățile să nu devină exigibile. Lucru care influențează în mod negativ întreaga situație a plăților în municipiul Baia Mare. Vreme numai bună pentru reparații. Serviciul public de gospodărire urbană a reluat lucrările de plombare pe străzile din Siget după o săptămână în care vremea a fost mohorâtă. Astăzi utilajele au fost prezente pentru a acționa acolo unde pe timpul iernii s-au format gropi în asfalt. Acest tip de lucrări se desfășoară în fiecare an, la începutul sezonului cald, pentru ca șoferii să se deplaseze în condiții de siguranță pe raza municipiului. Încă de la primele ore ale dimineții, un grup de muncitori din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Urbană s-a deplasat cu toate cele necesare pentru a îmbunătăți condițiile de circulație pe o stradă ce urmează să fie din ce în ce mai circulată, dat fiind faptul că duce spre Parcul Grădina Morii. Lucrările de plombare au ajuns astăzi pe strada Eroilor din municipiul Sighetu Marmației. După cum puteți observa în spatele meu, se acționează cu două utilaje. Un tractor cu remorcă și un cilindru compactor. Au fost decopertate porțiunile cu probleme, urmând ca acestea să fie acoperite de asfalt proaspăt. Astfel de lucrări urmează să se desfășoare pe toate străzile asfaltate din municipiu.
În primele luni ale anului s-au petrecut 33 de accidente de muncă, dintre care două au fost mortale. În aceste condiții, Inspectoratul Teritorial de Muncă desfășoară și în această perioadă mai multe acțiuni de control, conform planului stabilit la începutul anului. În 3 luni, 31 de persoane au fost înregistrate cu incapacitate temporară de muncă în urma unor accidente la locul de muncă. Din cele 33 de accidente de muncă înregistrate, 31 s-au soldat cu incapacitate temporară de muncă. Deci, situații în care, știu eu, tratamentul sau îngrijirea medicală a necesitat mai mult de 3 zile de concediu medical. Din păcate, din 2 dintre acestea au fost înregistrate ca și accidente mortale. Cele 2 accidente mortale nu au fost cauzate, știu eu, de activitatea desfășurată în timpul muncii, ci sunt accidente legate de într-adevăr de muncă, dar ele au survenit în afara muncii, dar în perimetrul societăților comerciale, datorită unor, știu, boli cronice de care sufereau acele persoane, una dintre victime fiind, sau mai bine zis, unul din accidentele mortale, a fost chiar pe raza muncii primească, Sighetu Marmației, o fabrică de prelucrare a lemnului, în care persoana care a decedat s-a prezentat dimineața la locul de muncă și în timp ce se schimba în vestiar a decedat. În domeniul securității și sănătății în muncă, de la începutul anului au fost verificați 513 angajatori. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate sancțiuni în valoare de peste 100.000 de lei. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în domeniul securității și sănătății muncă în sumă totală de 101.000 de lei și s-au dispus măsuri de remediere. Ca și număr de amenzi, ce pot să vă spun, sau sancțiuni aplicate, au fost un număr de 435 de sancțiuni contravenționale. Cea mai mare parte a fost avertizmentele, pentru că alături de actul de control ne facem și îndrumare, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și a securității și sănătății muncă. Angajatorii care împiedică inspectorii de muncă să-și exercite controlul în limitele prevăzute de lege pot fi sancționați cu amenzi de la 4.500 la 9.000 de lei. În Maramureș au fost autorizate pentru funcționarea temporară două puncte de sacrificare a mieilor. Acestea vor funcționa în Baia Mare și Sighetu Marmației, în săptămâna premergătoare Paștelui Ortodox. Punctele de sacrificare a mieilor sunt amplasate în același locuri ca în anii precedenți. În Baia Mare, cetățenii vor putea cumpăra miei tăiați de la piața Angro, fostul târg de animale, iar în Sighetu Marmației din incinta SCPCB. Cei care comercializează animalele vii trebuie să știe că acestea pot fi prezentate spre comercializare și implicit spre sacrificare la acel punct autorizat temporar, doar dacă sunt identificate, respectiv au crotalia, și sunt însoțite de formular de mișcare, respectiv deci documentul de mișcare a animalelor și certificatul sanitar veterinar. Prin aceste documente, medicul veterinar care le eliberează atestă și starea de sănătate a animalelor. De asemenea, Direcția Sanitar Veterinară Maramureș va asigura în aceste puncte asistență veterinară permanentă pentru expertizarea cărnii mieilor sacrificați. Reprezentanții instituției spun că miei de Paști vor putea fi achiziționați și de la crescătorii de oi autorizați. În această situație, cel care crește și este proprietarul animalului va trebui să notifice medicul veterinar pentru scăderea respectivelor animale care au fost comercializate din baza națională de date. Mai exact locațiile, așa, poate sunt care nu știu. Vechiul târg de animale, actualmente piața Angro, iar la Sighetu Marmației, incinta SCPCB. De Paștele Catolic, în punctul autorizat de tăiere a mieilor din Baia Mare, au fost vândute 100 de animale, iar în Sighetu Marmației 30. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Maramureș se așteaptă însă la o creștere semnificativă a numărului de miei cumpărați cu ocazia Paștelui Ortodox. Peste 130 de elevi din clasele 5-8 de la Școala Gimnazială Dumbrăvița și Școala Gimnazială Rus s-au întâlnit ieri cu polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului. Elevilor le-au fost prezentate informații din mai multe domenii de interes pentru vârsta lor, cum ar fi siguranța pe internet, prevenirea fenomenului de hărțuire și a violenței în școli, precum și despre răspunderea penală a minorilor.
Polițiștii le-au transmis elevilor informații legate de riscurile utilizării nesupravegheate și nelimitate a internetului, de siguranța pe rețelele de socializare, prevenirea pornografiei infantile și respectarea drepturilor de autor, pentru ca ei să conștientizeze aceste riscuri și să nu devină victime ale hărțuirii și abuzului sub toate formele sale, agresiunea verbală, calomnierea, furtul de date personale, infectarea calculatorului cu virus, dependența de calculator. Le-a fost recomandat să nu ofere necunoscuților de pe internet informații personale despre ei sau familiile lor. Polițiștii le-au reamintit că fotografiile sau filmulețele, odată postate, pot rămâne pentru totdeauna pe alte computere și servere, chiar dacă îi șterg postarea inițială, și că nu tot ceea ce citesc sau văd pe internet este adevărat. În continuarea prezentării în domeniul cybercrime, polițiștii le-au vorbit elevilor despre fenomenul de bullying în mediul școlar. Bullying-ul este un termen ce înglobează o serie de comportamente agresive, prin intermediul cărora un copil încearcă să obțină unele beneficii, cum ar fi apreciere, valorizare, atenție, din partea celorlalți colegi sau chiar o serie de bunuri. Finalul sesiunii de informare s-a referit la răspunderea penală a minorilor, polițiști amintind care sunt măsurile care se pot dispune împotriva celor care comit infracțiuni. Activitățile preventive și de informare vor continua și în perioada următoare în alte școli din județ. Reprezentanții TNL Baia Mare își doresc să se implice tot mai mult în viața socială și în cea politică. Faptul că aceștia au avut posibilitatea să-și aleagă prin vot secret reprezentanții în consiliile local și județean a fost pentru ei dovada că implicarea tinerilor în proiectele comunității este extrem de importantă. Președintele TNL Baia Mare, Romeo Crișan, a menționat că tinerii liberali îl vor susține pe avocatul Cristian Niculescu Țăgărlaș în competiția pentru câștigarea primăriei Baia Mare. Tinerii au adunat un număr consistent de voturi, ceea ce înseamnă că pe viitor în Consiliul Județean și Consiliul Local tinerii vor avea câteva mandate. Acestea urmând să fie, numărul urmând să fie validat după ce vor fi voturile. Mie mi-a plăcut foarte mult că tinerii au fost printre puținii, să spun așa, care au venit cu liste, nu numai cu nume, dar liste și de proiecte. Ceea ce înseamnă că pe viitor tinerii se vor implica mult mai activ în societate și vor încerca să vină în sprijinul celorlalți tineri cu proiecte sustenabile. Liderul TNL a mai precizat că tineretul se va implica și în drumețiile montane organizate de președintele PNL Baia Mare, Cristian Niculescu Țăgărlaș, și va încerca să-i fie aproape în campania care urmează. Concursul Oul Încondeat se desfășoară și în acest an în preajma sărbătorilor pascale la Siget FM. Amănunte după alte știri pe scurt. Polițiștii de frontieră de la sectorul Sarasau au desfășurat ieri o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări. În jurul orei 23 și 30 de minute, un echipaj al Poliției de Frontieră aflat în misiune pe DN19 în localitatea Sarasau a efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control o persoană care se deplasa cu o bicicletă pe care transporta un bagaj voluminos. În momentul în care bărbatul a observat semnalele, a încercat să fugă pe un drum lateral care ducea spre frontiera de stat, însă a fost urmărit și reținut de polițiștii de frontieră. Bărbatul transporta în bagaj 490 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Țigările în valoare de 4.400 de lei au fost confiscate, iar cetățeanul ucrainean este cercetat pentru contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat. Asociația Țara Maramureșului Turistic, Cultural și Ecologic, în colaborare cu Rotar Act Sighetu Marmației, organizează cea de-a doua ediție a concursului de artă și oratorie SQS. Tema acestei ediții este dezvoltare personală și colectivă. Înscrierile, precum și rezervările pentru a participa ca și concurent sau spectator, se fac la numărul de telefon 0755-666-476 sau la adresa de e-mail țaramaramureșului@yahoo.com. SQS este un concurs de artă și oratorie care promovează libertatea de exprimare, libertatea de gândire și umanismul. SQS permite oratorilor amatori și profesioniști să-și învingă temerile, să-și transmită mesajele, să-și dezvăluie viziunile. Evenimentul va avea loc duminică de la ora 16 la un restaurant tradițional din Sighet. Devenind deja o tradiție și cunoscut de toți ascultătorii Siget FM, concursul Oul Încondeat se desfășoară și în acest an în preajma sărbătorilor pascale. Trustul de presă TV Siget, Siget FM și maramedia.ro va face o bucurie și de această dată celui care va încondea cel mai frumos ou și se va înscrie cu el în concurs.
Sub sloganul "Tu aduci oul noi, îți dăm mielul", concursul Oul Încondeiat se desfășoară în fiecare an începând din 2009. Mecanismul competiției a rămas același, iar ascultătorii Sighet FM trebuie doar să se înscrie pentru a intra în concurs. Se poate înscrie oricine, de la cei mai mici până la cei mai mari, cu condiția de a încondea un ou cât mai frumos și de a-l aduce la sediul trustului de presă de pe strada Xenopol, numărul 46 din Sighet. Suntem la 8-a ediție în acest an al concursului Oul Încondeiat la Sighet FM. Regulamentul, cred că știu toți cei care au participat și care ascultă Sighet FM, este foarte simplu. Așteptăm aici pe adresa noastră, la sediul firmei, un ou încondeiat. Ideal ar fi să vină din partea unui copil, să vină cu suflet, să vină din suflet acel ou, să fie reprezentativ. Iar în Vinerea Mare, cum am obișnuit până acum fidelii ascultători, îi premiem pe cei care au realizat cel mai frumos ou cu un miel adevărat. Câștigătorii precedenți ai concursului au fost de toate vârstele. Dacă în urmă cu 2 ani mielul a fost luat acasă de către Radu Moldovan, un sighetan care l-a botezat Nelu și l-a dus la țară, anul trecut câștigătoarea Denisa Petrovan avea doar 9 ani, iar bucuria a fost peste măsură, salvându-i viața mielului cu care a fost premiată pentru oul frumos încondeat de propriile mâini. Cel mai frumos ou încondeat va fi desemnat de către un juriu de specialitate. Sighetenii se pot înscrie în concurs până joi 28 aprilie. Copiii sunt cei care se bucură de acest concurs și, într-adevăr, este cel mai vechi. Din 2009, de când emitem în eter în Sighetul Marmației, realizăm acest concurs cu ocazia sărbătorilor pascale. Feedback-ul este foarte pozitiv. Așteaptă. Copiii sunt cei mai nerăbdători. Și tot din experiența anilor trecuți, din bucuria lor, am primit și noi o parte din bucuria respectivă, faptul că acel miel nu a fost sacrificat niciodată. Dacă îți place să încondeiezi ouă, dacă ești încrezător în talentul tău, dacă vrei să fii evaluat și recunoscut ca promotor al tradițiilor maramureșene, adu pe adresa Sighet FM un ou încondeiat tradițional. Direcția pentru Evidența Populației face un apel către toți cetățenii să își verifice periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate în vederea evitării situațiilor neplăcute în care să nu își poată folosi documentele sau să fie sancționați. Această atenționare vine și în sprijinul românilor din străinătate care doresc să se întoarcă acasă. Valabilitatea actelor de identitate este importantă și pentru exercitarea dreptului la vot. În situația constatării expirării termenului de valabilitate, ori în situația în care termenul urmează să expire în perioada premergătoare a alegerilor, titularii sau reprezentanții legale a acestora trebuie să solicite eliberarea unui nou act de identitate. Având în vedere că anul 2016 este un an în care se organizează atât alegeri locale cât și alegeri parlamentare, invităm toți cetățenii municipiului Sighetul Marmației să verifice dacă actele de identitate sunt valabile, iar în caz contrar să invităm să se adreseze în timp util Serviciului de Evidență a Persoanelor din municipiul nostru. Cartea de identitate expiră la data nașterii persoanei din anul expirării termenului de valabilitate și nu la împlinirea exactă a 4, 7 sau 10 ani de la data eliberării. Solicitarea unei noi cărți de identitate se poate face cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate deținut, dar numai puțin de 15 zile. Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular tip care se semnează de solicitant în prezența lucrătorului Serviciului de Evidență a Persoanelor, însoțit de chitanța de plată a contravalorii cărții de identitate, chitanța taxei extrajudiciare de timbru, precum și de vechiul act de identitate sau de cartea de alegător. Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România și nu pot prezenta toate actele necesare, se poate elibera o carte de identitate provizorie. În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial cu fotografie recentă pentru certificarea identității. O delegație din Ucraina s-a întâlnit astăzi cu noul prefect al județului Maramureș, Sebastian Lupuț. Despre ce au discutat oficialitățile aflați după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi! Fa
Fabricile Steinmann București din Sighetul Marmației, cu experiență de peste 30 de ani în industria confecțiilor textile, produc integral pentru export în Germania grupului Klaus Steinmann, dar și pentru mulți alții, oferind și în perioada de criză locuri de muncă sigure și bine plătite. Fabricile au în dotare utilaje specifice de bună calitate pentru croit, cusut, călcat, verificat și ambalat articole de îmbrăcăminte pentru femei. Acordă o importanță deosebită recrutării și calificării forței de muncă, asigurând un mediu de lucru la nivelul standardelor europene. Fabricile Steinmann București din Sighetul Marmației asigură pentru cei interesați formarea abilităților profesionale și de calificare în meseriile de bază, confecționeri, călcători, verificatori de calitate. Oferă salarii bune pentru muncă în acord, tichete de masă și jumătate din valoarea abonamentelor de transport pentru navetiști. Cei interesați de un loc de muncă stabil cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în vigoare pot suna pentru informații și detalii la numărul de telefon 0262 315 301 sau pot veni la sediul societății noastre în Sighetul Marmației, pe strada Dragoș Vodă, numărul 59, biroul personal. Direcția de venituri din cadrul primăriei Sighetul Marmației informează cetățenii că atât legislația referitoare la taxele și impozitele locale, cât și modelele de declarații se găsesc pe site-ul primăriei Sighet la categoria taxe și impozite. www.primaria-sighet.ro. Cabinetul Opticlina oferă pentru toate categoriile de vârstă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și optometrist. Promoțiile de sezon la Opticlina. La fiecare pereche de lentile progresive se oferă a doua pereche de lentile progresive gratuit. Și la fiecare pereche de lentile fotocromatice se oferă o pereche de lentile cu antireflex gratuit. Nu uita! Opticlina are grijă de ochii tăi. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihali de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752 883 586. Și nu uita, Opticlina are grijă de ochii tăi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. O delegație din Ucraina s-a întâlnit astăzi cu noul prefect al județului Maramureș, Sebastian Lupuț. Oficialitățile au discutat despre derularea câtorva proiecte culturale transfrontaliere, în special în domeniul muzicii, al teatrului și în cel religios. De asemenea, s-a anunțat o posibilă vizită în județul Maramureș a președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, programată pentru data de 22 aprilie. Prefectul Sebastian Mihai Lupuț a primit astăzi o delegație de oameni de cultură și administrație din Ucraina, condusă de Nicolae Mesaroș, consilierul guvernatorului regiunii Ivano-Frankivsk pentru România. Din delegație au făcut parte directorul Departamentului pentru Cultură și Religie al regiunii Ivano-Frankivsk, directorul Teatrului Dramatic din orașul Colomea, directorul Liceului de Muzică și Artă din orașul Ivano-Frankivsk. Nicolae Mesaroș a cerut colaborarea județului Maramureș în derularea câtorva proiecte culturale transfrontaliere, în special în domeniul muzicii și al teatrului, dar și în sfera religioasă. Delegația și-a exprimat dorința de a vizita împreună cu reprezentanța Inspectoratului Școlar Județean Liceul Taras Șefcenco din Sighetul Marmației. Reprezentantul Guvernului în teritoriu și-a arătat disponibilitatea pentru orice colaborare care poate ajuta cele două regiuni din stânga și dreapta Tisei. Potrivit informațiilor dintr-un comunicat de presă al instituției prefectului, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, este așteptat să viziteze Maramureșul în data de 22 aprilie. Premieră pentru prefectul Sebastian Mihai Lupuț. Acesta a participat azi la prima ședință a Comisiei Județene pentru aplicarea legilor fondului funciar, care a avut loc după învestirea sa. La primele două puncte de pe ordinea de zi au fost luate în discuție 370 de dosare privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru teren agricol și 44 de dosare având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri cu vegetație forestieră. La cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi a figurat adoptarea unei hotărâri de modificare a inventarelor terenurilor agricole și forestiere retrocedabile, respectiv a anexelor din situația centralizatoare întocmită în temeiul legii 165 din 2013 de către comisiile locale de inventare
Carieră, Șomcuta Mare și Cernești. S-a adoptat o propunere de amânare a referatului și se va solicita un răspuns din partea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară referitor la modificarea bazei de date existente în arhiva acestei instituții. La ultimul punct al ordinii de zi au fost prezentate câteva date statistice privind cauzele aflate pe rol în instanță. În total se află pe rolul instanței din 2008 până în prezent 404 litigi în care Comisia Județeană de Fond Funciar este parte. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează mâine o nouă ediție a Bursei Generale a Locurilor de Muncă. Evenimentul va avea loc atât în Baia Mare cât și în Sighetul Marmației. Mâine de la ora 9, șomerii maramureșeni sunt așteptați să participe la o nouă ediție a Bursei Generale a Locurilor de Muncă. Agenții economici care și-au anunțat participarea la bursă vor avea ocazia să-și recruteze direct viitori angajați în funcție de cererile locului de muncă oferit. De asemenea, specialiștii AJFM vor oferi informații cu privire la subvențiile și facilitățile oferite angajatorilor privind încadrarea în munca șomerilor cu vârsta peste 45 de ani, angajarea șomerilor care mai au 5 ani până la pensie, încadrarea în munca persoanelor cu handicap și a absolvenților. Bursa Generală a Locurilor de Muncă va avea loc mâine de la ora 9 în Baia Mare, la Casa Armatei, pe strada Hortensiei, numărul 1, și în Sighetul Marmației, la punctul de lucru de pe strada Alexandru Ivasiuc, numărul 17. Un copil din casa de tip familial, Simon Holoși din Baia Mare, dovedește tuturor că oricine își poate depăși condiția socială dacă muncește și dacă vrea. Marcel Boldiș, elev în clasa 6-a la școala Avram Iancu, este la ora actuală unul dintre cei mai buni karatiști juniori din România. Pe larg însă despre acest subiect în reportajul zilei care urmează imediat după jurnal. Noi continuăm acum cu rubrica Sport. Sportiva băimăreană Cristina Trif a obținut 2 medalii la ultimele concursuri naționale de judo la care a participat. Cristina este legitimată la Clubul Sportiv Municipal Baia Mare. Cristina Trif, sportiva antrenată de Vasile Pop, a urcat pe treapta a treia a podiumului la campionatele naționale Under-23 desfășurate la Oradea. Cel mai mare succes a fost înregistrat însă la Cupa României pentru seniori de la Brașov, la care Cristina a cucerit medalia de aur. Ambele performanțe au fost realizate la categoria 70 de kilograme. Cristina Trif este elevă în clasa 11-a la Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare, practică judo de 9 ani și este multiplă medaliată la competițiile naționale la care a participat de-a lungul timpului. La finalul acestei săptămâni, judoca de la Clubul Sportiv Municipal Baia Mare vor fi prezenți la finala campionatului național individual și pe echipe Under 14. Competiția va fi găzduită de municipiul Miercurea Ciuc. Peste 100 de sportivi au participat la ediția 6-a Cupei Prietenia la gimnastică ritmică. Competiția a avut caracter amical și a fost organizată de liceul cu program sportiv din Baia Mare. Pe covorul din sala de sport a Colegiului Economic Nicolae Titulescu au evoluat 104 gimnaste de la 11 cluburi din Republica Moldova, București, Constanța, Oradea, Reșița, Bistrița și Baia Mare. Cupa Prietenia a fost primul concurs din acest an inclus în calendarul Federației Române de Gimnastică Ritmică și a reprezentat o repetiție utilă pentru campionatele naționale școlare care se vor desfășura tot în Baia Mare în perioada 9-12 iunie. Concursul s-a desfășurat ca de obicei pe categorii de vârstă, de la mica gimnastă, trecând prin categoria 4, categoria 3, juniori și seniori, și fiecare sportiv a concurat cu 2 dintre cele 4 obiecte obligatorii din programul tehnic. S-a făcut clasament atât la individual compus, adică cele 2 note adunate, dar și pe obiecte. Gimnastele de la liceul cu program sportiv Baia Mare s-au numărat printre protagonistele ediția a 6-a Cupei Prietenia, obținând un număr important de medalii. Am cucerit 29 de medalii, dintre care 14 de aur. Avem medalie de aur la mica gimnastă, Bărbos Miriam, avem la senioare, Alesu Alexandra, Morar Alexandra, Morar Mădălina, mă scuzați, și avem și aur la juniori, la fiecare dintre fetele care formează echipa, echipă cu care sperăm să câștigăm naționalul școlar anul acesta. În afara liceului cu program sportiv, municipiul Baia Mare a mai fost reprezentat la această competiție de Clubul Sportiv Școlar numărul 2. Cele 7 fete antrenate de Mihaela Bors au cucerit 3 medalii, dintre care una de aur prin Mădălina Coman la categoria mica gimnastă.
cum va fi vremea în următoarele două zile în județul Maramureș, aflați chiar acum din rubrica Meteo. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță o vreme în general frumoasă, cu temperaturi ceva mai ridicate față de cele înregistrate ziua precedentă. Cerul însă va fi mai mult acoperit de nori, dar este posibil să-și facă simțită prezența și soarele pentru scurte perioade de timp. 21 de grade vor fi mâine la orele amiezii în Sighetu Marmației, 19 la Ocna Șugatac și 16 grade Celsius la Petrova. Un cer mai mult acoperit de nori mâine și la Bârsana, acolo vor fi 18 grade, 16 sunt anunțate mâine la Rozavlea și 17 la Vișeu de Sus. Și la Dragomirești mâine cerul va fi mai mult acoperit de nori, acolo meteorologii anunță 16 grade, 14 vor fi la Borșa și 21 în municipiul Baia Mare. Pentru ziua de mâine, la Cavnic sunt anunțate 15 grade, cu un grad mai mult va fi la Târgu Lăpuș și 21 de grade Celsius la Săin. Și ziua de vineri va fi închisă, anunță meteorologii. Cerul va fi acoperit de nori și vor fi precipitații pe tot parcursul zilei, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Temperaturile scad ușor și ele în termometre. Astfel, la orele amiezii la Sighetu Marmației vor fi 19 grade, 18 la Ocna Șugatac și 16 la Petrova. Și la Bârsana va ploua pe parcursul zilei de joi. Acolo meteorologii anunță 17 grade, 15 vor fi la Rozavlea și 16 la Vișeu de Sus. O vreme închisă joi și la Dragomirești. Acolo meteorologii anunță 16 grade, 15 vor fi la Borșa și 19 în municipiul Reședință de Județ. Va ploua și la Cavnic, acolo vor fi 14 grade, 15 vor fi la Târgu Lăpuș și 19 la Săin. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Alte informații puteți afla de pe site-ul de știri maramedia.ro, actualizat cu toate evenimentele care se întâmplă în Maramureș și nu numai. Pe maramedia.ro vă puteți de asemenea exprima opiniile legate de știri și de evenimentele care se petrec lângă dumneavoastră. Și nu uitați, imediat după jurnal urmează reportajul zilei. Rămâneți în continuare cu programele TV Sighet. Eu sunt Ioan Silviu Rohnean, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă tuturor. Pe mâine!